Asociația Tinerilor Ortodoxi ai Catedralei Episcopale din Maramureș organizează în această perioadă manifestările Provita. Acțiunile cuprind vizionări de filme, prezentări de carte, conferințe, toate cu scopul de a sensibiliza populația cu privire la dreptul la viață al copiilor nenăscuți și de a oferi ajutor mamelor în situații de risc. În cadrul acestor acțiuni se înscrie și procesiunea ce va avea loc la finele acestei săptămâni. Astfel, pe 25 martie, tinerii ortodoxi din cadrul mai multor asociații se vor deplasa de la Catedrala Episcopală Sfânta Treime pe un traseu care se va încheia la Biserica Nașterea Domnului. În ceea ce înseamnă manifestul pentru viață, așa este denumită acțiunea și activitatea sau respectiv procesiunea, denumită generic de fapt Calea Provita, în care mai mulți tineri, dar nu doar tineri, ci credincioși, creștini care susțin familia, vor fi împreună și vor susține dreptul la viața celor nenăscuți încă. Și acest lucru îl vor putea face fiind alături de noi Asociația Tinerilor Ortodoxi ai Catedralei Episcopale Maramureșene, ASCOR, filiala Baia Mare, ATOP, BM, organizații de tineri, dar nu doar ei, ci și alți participanți la acest manifest. Vom merge împreună de la Catedrala Episcopală înspre Biserica Nașterea Domnului. Ce se dorește prin această acțiune? A atrage atenția opiniei publice, dar și a oferi sprijin și informare femeilor aflate în situații de risc. Sensibilizarea, în primul rând, a societății, sensibilizarea comunității și, în același timp, o acțiune prin care noi suntem în același asentiment cu tot ceea ce se petrece în țară, și anume că nu suntem insensibili la viață, la ce înseamnă viitorul societății noastre. Și astfel de activități, mai precis marș pentru viață, se organizează în peste 100 de localități din țară și din Republica Moldova. Preotul Gavril Băban spune că pe baza datelor Direcției de Sănătate Publică Maramureș, anual se înregistrează aproximativ 1000 de avorturi la nivelul județului. De aceea, la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare va fi depus un memoriu Provita.